Primul volum al romanului Moromeții a fost publicat în 1955, la 5 ani după ce a fost finalizat de autor. Marin Preda spunea că a simțit că romanul conține prea multe elemente autobiografice din satul său natal, Siliștea Gumești, din Câmpia Dunării. I-au trebuit 5 ani ca să-și facă curaj să-l arate lumii. În 1955, când a fost publicat primul volum din Moromeții, viața literară era marcată de trecerea la proletcultism, mișcare de inspirație sovietică bazată pe ideea luptei pentru eliberarea claselor oprimate de sub capitalism. Unii critici spun că romanul Moromeții poate fi considerat proletcultist pentru că prezintă în mod realist probleme sociale ale clasei țărănești. Majoritatea criticilor susțin însă că romanul nu este unul cu teză, adică nu își propune explicit, conștient și asumat transmiterea unor valori și idei politice. Moromeții este un roman, o specie a genului epic în proză, cu acțiune complexă, conflicte multiple și un mare număr de personaje. Este un roman realist. Creează o reprezentare veridică și credibilă a vieții satului, într-o epocă istorică specifică. Tema romanului este viața rurală pe timp de criză. Este reprezentat declinul vieții tradiționale țărănești, dinainte de al doilea război mondial, cauzat de pătrunderea relațiilor comerciale, adică a capitalismului, tot mai mult în mediul rural, defectele reformei agrare din 1921, statul hrăpăreț care nenorocește pe țărani cu birurile, cu fonciirea despre care se plânge Ilie Moromete în roman. Subiectul. Situat în perioada interbelică, la sfârșitul anilor 30, cu doar 3 ani înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, romanul are în centru viața familiei Moromete și în special pe cea a tatălui, Ilie Moromete. În plan secundar, sunt urmărite viețile altor familii din sat, unele mai înstărite, cum e familia lui Bălosu, altele sărace și fără pământ, cum e familia lui Țugurlan. Structura. Romanul, a cărui acțiune se desfășoară pe parcursul unei veri, este alcătuit din trei părți. Prima parte ilustrează viața la țară, prin scene memorabile, precum cea a cinei, a tăierii salcâmului, a întâlnirii din poiana lui Ocan. Partea a doua se desfășoară pe parcursul a două săptămâni, începând cu plecarea lui Achim cu oile la București. Partea a treia ține din perioada secerișului și până la sfârșitul verii, când are loc fuga băieților. Titlul. Titlul arată că în centrul narațiunii se află membrii familiei Moromete. De fapt, centrală este figura tatălui, cu autoritatea sa incontestabilă asupra celorlalți care sunt personaje secundare. Când spune Moromete, autorul se referă la Ilie Moromete. Ceilalți sunt numiți mereu după numele mic: Catrina, Tita, Ilinca, Achim, Paraschiv, Nilă și Niculae. Relațiile de familie sunt construite pe modelul patriarhal și autoritar, care are în centru figura dominantă a bărbatului, căruia trebuie să-i se supună toți ceilalți. Modelul ierarhic al familiei tradiționale țărănești apare încă din primele pagini în celebra scenă a cinei. Moromete stătea parcă deasupra tuturor. Locul lui era pragul celei de-a doua odăi, de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. De la înălțimea sa fizică și simbolică, Ilie Moromete îi dă ordine soției sale. Pui fă mâncarea odată, zise Moromete liniștit, dar în glas cu fire de amenințare. Moromete e pilonul în jurul căruia gravitează viața domestică. E stâlpul unei lumi pe care o comandă ca să o supună. Scena cinei dezvăluie și conflictele din interiorul familiei. Dintre copiii din prima căsătorie a lui Ilie Moromete, Achim Paraschiv și Nilă, pe de o parte, și soția actuală, Catrina Moromete și fetele ei, Ilinca și Tita, de cealaltă parte. Acest conflict este baza narrativă a romanului. Femeile nu participă la deciziile familiei sau ale comunității. Treburile importante, plecarea lui Achim cu oile, plata fonciirii, tăierea salcâmului, discuțiile politice din fierăria lui Ocan, sunt rezolvate de bărbați. De pildă, la începutul romanului, Moromete se consultă cu fiul său, Nilă, despre plecarea lui Achim la București cu oile. Nilă, zise Moromete cu un glas moale pe care fiul nu-l cunoscu. Ce zici, mă? Să se ducă la coile la București? Mai înainte, soția lui, Catrina,
insistase să-și lase fiul să plece și fusese luată peste picior. Taci, mamă, din gură!" zise Ilinca scoasă parcă din sărite. Să vii la deal și să muncești și să vezi pe urmă cum e fără lapte." Las-o, Ilinco, că o găsiră găinile și miei. E plină de găini și miei," zise tatăl cu ironie. O situație similară. Ca să-l convingă pe soț să-și lase fiul cel mic, pe Niculae, să plece la școală, Catrina se oferă chiar să vândă un pogon de pământ din averea ei. Dar hotărârea sa nu valorează nimic în ochii bărbatului. Femeia trebuie să apeleze la preotul din sat ca să-l determine pe Moromete să-și lase fiul să învețe. Modelul de familie cu bărbatul tată drept șef și femeia subordonată este prezent și în poveștile secundare din roman, ale familiilor Bălosu, Boțoghină, Țugurlan și Birică. Când femeile îndrăznesc să-și contrazică soții, sunt aspru puse la punct și desconsiderate. În familia Boțoghină, bărbatul bolnav de plămâni se hotărăște să vândă din puținul pământ al familiei pentru a se trata la un sanatoriu. Nu se consultă cu soția lui Angelina, care întreabă: Vasile, mie de ce nu mi-ai spus nimic de pământ? Tensiunea crește, iar bărbatul alege să încheie dialogul lovind-o pe femeie. Violența domestică este omniprezentă și afectează aproape toate personajele feminine din roman. Ea se încadrează într-un context generalizat al violenței, unde cei slabi sunt bătuți sau amenințați de cei puternici, ca formă de impunere a autorității. Rare ori cei slabi răbufnesc, se revoltă împotriva nedreptății, iar atunci gesturile lor de contestare sunt plătite scump. Așa este cazul lui Țugurlan, țăran sărac, nedreptățit la reforma agrară din 1921 și lăsat fără pământ. Țugurlan îl bate pe fiul primarului, Tache, care fura din produsele țăranilor aduse la moară și plătește pentru această bătaie cu 2 ani de închisoare. Violența pe care femeile o suferă constant în romanul Moromeții rămâne însă mereu nepedepsită. Ea este prezentă nu doar la nivel fizic, ci și în limbajul cu care bărbații li se adresează femeilor. În scena cinei, Catrina primește de la soțul ei un tăvăluc de injurii care nu sunt sancționate de nimeni, care trec drept vorbire normală. Fă proastă, fă zăltat o sărit-o de la locul tău. Taș fă din gură de osădit-o. Violența este reprodusă de toată lumea asupra celor mai slabi. Catrina, la rândul ei, este batjocoritoare cu fetele. Fetele își îndreaptă batjocura asupra băiatului mai mic, Niculae, iar Niculae ripostează atacând și el veriga slabă a familiei, pe Ilinca, pe care o pleznește peste față. Atunci când conflictul familial se intensifică și se ajunge la scena finală, femeile sunt primele care au de suferit, într-un mod crunt. Când Paraschiv și Nilă dau semne de dezobediență față de tată, atacă mai întâi ceea ce femeile păstrează mai scump, lada de zestre a fetelor. Împotrivirea Ilincăi, speriată de perspectiva de a pierde zestrea, se lasă cu palme și pumni din partea fratelui Vitreg și apoi din partea tatălui. Și Catrina este supusă aceluiași tratament extrem de violent. Pentru că mama nu răspunse, omul o izbi cu pumnul în cap de 2 ori, întrebând-o mereu ce are, să-i spună ce vrea. Ciudat însă, înainte de a fi lovită, ea plângea. Întâiul pumn o făcu să plângă și mai tare, dar la al doilea, deodată tăcu cu desăvârșire. Moromete îi dădu al treilea pumn. La cel de-al treilea, mama se lăsă în jos lângă pat, se ghemui cu capul între genunchi și încetă chiar să mai sufle. Tăcerea cu care ea răspunde violenței este o tactică de supraviețuire în situația în care nu există alte soluții. Tace pentru ca bărbatul să nu mai dea în ea. Este și un indiciu al resemnării. Spre deosebire de femeia mai în vârstă, fiica ei, Ilinca, continuă să plângă deznădăjduită, refuzând să accepte nedreptatea. Mama îi spune: Taci din gură, fată mare ești tu? Ce-i ambiția asta? Plângi din ambiție. Mama îi neagă astfel suferința și o învață să se supună. Tăcerea și resemnarea sunt căile pe care, în înțelegerea ei, trebuie să le urmeze o femeie când bărbatul o lovește. Lecția supunerii e lecția violenței internalizate și normalizate, care astfel se perpetuează la nesfârșit, fără ca nimeni să se revolte. În roman, rolurile de gen, adică ce fac femeile și ce fac bărbații, sunt cele tradiționale, fără abatere de la norme. Mama, Catrina,
gătește pentru întreaga familie, iar fetele o ajută din când în când. Spațiul Catrinei este cu precădere cel al casei. Ea nu merge la seceriș pentru că se ocupă de gospodărie. Fetele fac muncile tradiționale asociate femeilor. Mătură bătătura, cos, țescovoare, cămăși, ciorapi, fuste. Bărbații au grijă de animale, repară gardul, acoperișul. Ilie Moromete își permite luxul unor momente de liniște, în care nu face nimic. Stă degeaba pe stănoagă și se uită peste drum. Rolurile de gen tradiționale sunt și mai evidente când ne uităm la spațiul public al vieții satului. Dezbaterile politice au loc în poiana lui Ocan, care este exclusiv un spațiu al bărbaților, în care ei schimbă impresii despre treburile politice și sociale ale țării. Nici nu se pune problema ca vreo femeie să ia parte la aceste întruniri publice. Caracterizarea Măriei Moromete. Cel mai nedreptățit personaj feminin este cel al surorii lui Ilie Moromete, Gămăria, portretizată ca un rău absolut cu o influență nefastă asupra fiilor lui Moromete. Ea este imaginea stereotipă a femeii bătrâne, hapsâne, pline de ură și venin, uneltitoare, iscoditoare și cu limba ascuțită. Felul ei de a vorbi ca un guițat îi aduce porecla din partea sătenilor, guica. Porecla guica i-a fost dată de un mocan pentru că femeia avea obiceiul să guste fructele aduse de mocan fără să cumpere. Spunea că nu sunt bune, sunt acre și viermănoase și în acest fel nu numai că se sătura mâncând, dar chiar strângea câte un săculeț. Când un mocan a împiedicat-o să mai guste din merele lui, țipătul ei a fost asemuit cu un guițat. Lei, că nu mai guici așa, că nu ți-am spart casa! A spus iar mocanul cu vocea lui moale de muntean. Ce guici așa, leică? Vai, vai, cum mai guică, ca o purcea! Strategia ei de a gusta din mere fără a cumpăra ar putea fi și o consecință a stării materiale precare, dar acest aspect nu este discutat de autor. În schimb, Preda este generos cu amănuntele din trecutul ei și lasă de înțeles că greutățile vieții au făcut-o așa cum este acum. De fapt, măritișul ei nefericit din tinerețe o înrăise. Făcuse un copil care îi murise după 2 ani de trai rău și după moartea copilului, bărbatul o alungase. După ce că bărbatul o alungase, nici fratele, Ilie Moromete, nu se purtase mai bine cu ea. Măria Moromete îl învinuia pe fratele ei că nu s-a putut mărita și-și face un rost. Spunea că n-a ajutat-o, că i-a furat pământul din spatele casei, că la împărțitul celor 3 pogoane moștenite, Moromete a ales pământul cel mai bun pe care se putea pune vie și că a gonit-o din casa părintească ca un hoț. Măria Moromete este femeia veșnic alungată, o pierzătoare în relațiile cu bărbații care ar fi putut să o protejeze. Ea încearcă acum să-i apropie pe cei 3 fii ai fratelui din prima căsătorie, sperând că vor avea grijă de ea la bătrânețe. Apropierea de cei 3 nepoți este și modalitatea prin care ea caută răzbunare împotriva fratelui, pe care n-are curaj să-l înfrunte direct, pentru nedreptatea de a nu-i fi lăsat partea ei de moștenire și de a fi rămas cu casa părintească. Măria Moromete reprezintă o abatere de la norma societății care avantajează bărbații și are în centru familia tradițională. Măria este la marginea acestei societăți inegale și injuste. Este o femeie ajunsă la bătrânețe fără bărbat, fără copii, singură și izgonită de fratele ei, undeva la marginea proprietății la care ar fi avut și ea dreptul. Ilie, Ilie, unde ești, mă? De ce mi-ai teamă să alcămu și mi l-ai vândut? Ai, mă? Dar ar Dumnezeu să te îngrop cu el, să-ți faci coșciuc din el, Ilie. Că atât aveam și eu și te repeziști să-l tai și să-l vinzi, tăietear cine nu trebuie și te-ar lovi vărsatul ăla marele. Armele ei, fără efect, sunt blestemele și amenințările cu darea în judecată. Nimeni nu o ia însă în serios. Măria Moromete este femeia bătrână care caută un ajutor ca să nu moară singură, uitată de lume. Marin Preda lasă personajul să strige disperarea, dar nu dezvoltă această latură a singurătății și abandonului, a marginalizării nedrepte, preferând să pună accent pe trăsăturile negative și alătărându-se corului de săteni care o văd ca pe o femeie meschină, cu preocupări mărunte. Ciorapul pe care îl împletește și îl ține mereu la gât vrea să fie o expresie a preocupărilor mici, în contrast cu spiritul interior și reflexivitatea personajului principal, Ilie Moromete. Caracterizarea Polinei Bălosu. Din pleiada de personaje feminine, ori malefice, ori supuse și slabe de caracter, se distinge Polina Bălosu, fata lui Tudor Bălosu.
Cu acest personaj, Marin Preda reușește să treacă dincolo de imaginile stereotipice și superficiale ale femeilor din sat. Polina încalcă în mod curajos două norme sociale. Întâi, normele de clasă. Tatăl ei, Tudor Bălosu, este cunoscut ca bun comerciant și a agonisit o avere de invidiat. Polina își riscă bunăstarea materială căsătorindu-se din dragoste cu Birică, un țăran sărac, a cărui familie este mult mai precară decât familia ei de origine. Apoi, Polina încalcă normele de gen. Ea iese de sub autoritatea tatălui, care ar fi vrut o căsătorită cu Stan Cotelici, un țăran înstărit. Polina își înfruntă tatăl într-un mod care îl face pe acesta să exclame că dacă ar face toate fetele ca tine, ar fi un balamuc în tot satul. Violența asupra femeilor este modalitatea arhaică a bărbaților de a-și menține autoritatea și puterea. De a menține, deci, un raport inegal, injust, brutal, bazat pe dominație între bărbați și femei, între părinți și copii, între cei mai puternici fizic și cei mai slabi. Când fiicele se emancipează, tații simt că își pierd autoritatea, locul privilegiat și se enervează. Gestul Polinei de a-și alege bărbatul, pe deasupra și sărac, în loc de a se lăsa măritată cu unul bogat, pe placul tatălui, este interpretat de Bălosu ca o prostie și o lipsă de autoritate a lui asupra ei, ca un pericol de pierdere a autorității și implicit a proprietății asupra fetei și asupra pământului, care trebuia să-i revină drept zestre. Atâta vă spun, că dacă Polina e proastă fiindcă n-am bătut-o, Dumnezeul ei de fată, că trebuia să o bat, să o omor și credeți că o să-i dau pământ, vă înșelați amarnic. Le spune el membrilor familiei Birică. Și în relația cu tânărul ei soț, Polina are o putere de care alte femei din sat nu se bucură. Dar în același timp, ea lasă impresia că este supusă pentru a masca în ochii sătenilor ieșirea din tipar. Cum nici el nu mai zise nimic, merse apoi tot timpul tăcută. Cine ar fi văzut-o călcând alături de el, cu o jumătate de pas în urma lui și cu ploapele lăsate peste ochi, ar fi crezut că cine știe ce palme i-o fi tras bărbatul. Arăta acum supusă și blândă. Se făcuse înțeleasă. Polina arată că este conștientă în fiecare moment de dezavantajul de a fi femeie în această societate patriarhală, inegală, bazată pe violența asupra femeilor, dar nu se lasă. Ea caută cu încăpățânare să recupereze ce i-a fost luat pe nedrept, condiția materială pierdută prin căsătorie. Când merge prima oară în casa părinților, pentru a le cere să locuiască cu noul ei soț acolo, Polina îl învață pe Birică cum să inițieze discuția cu tatăl, conform cu tumelor patriarhale din conversațiile dintre bărbați. Dar când tatăl nu este de acord, nu se dă în lături și ea chiar ia cuvântul. Obrăznicia ei îl înfurie pe Bălosu, care vrea să o dea afară din casă, dar fata îl înfruntă cu curaj. Ia mâna de pe mine! Tudor Bălosu încremeni cu ghearele în aer. Fata îl fulgera cu niște priviri a căror ură ardea în ele ca o flacără. Să nu dai în mine că scot ochii! Rosti Polina cu un glas șuierător. Pe fratele ei nu se sfiește să-l pălmuiască. Polina îl apucă liniștită pe fratele ei de guler și când acesta se întoarse cu fața, ea îi cârpi o palmă atât de năprasnică încât Victor se clătină. Toate aceste gesturi, neobișnuite la o femeie în mediul tradițional al satului, rămân totuși în acel moment fără efect. Tudor Bălosu este de neclintit în decizia de a-și renega fata pentru actul nesăbuit, în opinia lui, de a se fi căsătorit cu un bărbat sărac. El pune averea și statutul social, dar și propria autoritate, mai presus de preocuparea pentru bunăstarea fiicei sale. Chiar dacă este un roman realist foarte complex, Moromeții nu explorează în profunzime, prin mijloace literare, diversitatea vieților interioare, individuale și colective ale femeilor. În majoritatea cazurilor, personajele feminine sunt imagini stereotipe ale femeilor de la țară, incapabile de trăirile unui Ilie Moromete, personajul principal. În plus, nu aflăm nimic despre spațiile de întâlnire ale femeilor din afara casei. Am putea bănui că multe interacțiuni se petrec la biserică. Evlavioasă, Catrina participă la slujbele religioase, dar autorul nu-i dedică pagini nici ei, nici altor femei ca ea, pentru a pătrunde în universul acestei părți a vieții de la țară. Romanul Moromeții conturează, deci, o perspectivă masculină asupra vieții satului. O reprezentare din punct de vedere masculin a unei lumi tradiționale, patriarhale, violente, unde multe aspecte ale vieților femeilor rămân
neexplorate.